o chestie în familia lor. Așa. Iată, s-au urcat câteva, dar nu cu gândul de a o agăța. Asta mi se pare obraznică, că noi nu-i acord atenția cuvenită. Să vedem ce se va întâmpla, dacă are de gând să o strângă. Forma în care se prezintă aceea nu e tocmai corectă. Iată, ea se deplasează ușor printre ele. Iată, se dau deoparte. E bine că ea nu fuge pe ramă, că dacă ar fugi, le-ar crea o senzație neplăcută și ar agăța-o repede picioare de aripi. E bine până în momentul de față. E ca la o operație, urmărim cu atenție să vedem în ce direcție se orientează, cum anume își propun ele. Mai punem încă o dată. Și acum am să o pun dincolo de ramă. Deci merg pe varianta de a pătrunde în familie. Etapa aceea când a fost un pic mai departe, acum intru chiar aproape de ea. Și să văd ce am de gând să o las. Un minut să vedem ce se întâmplă. Am băgat-o chiar în familie. Am strâns-o practic și de stânga și pe dreapta. Așa asta e rama. Pe ea s-a aflat matca. Să vedem dacă rămâne pe ramă sau dacă se duce în altă parte. Asta este momentul foarte, foarte frumos al... Am avut două rame aici, nu? Parcă așa știu, dar una cred că am lăsat-o să o văd eu imediat. Așa. Studiem în continuare ce se întâmplă aici cu matca introdusă, dacă o acceptă sau nu. Da, o acceptă, sunt aproape sigur, până acum trebuia să o ia în primire. Acum albinele s-au amestecat, între ele nu se ceartă. Văd așa, iată, matca stă nemișcată, o curăță, o protejează. Cele care trec pe deasupra îi asigură protecție, dacă cumva eu viu cu foarte așa, iată, au și sărit să o apere. Ea s-a deplasat, că a simțit că eu vreau să pun mâna pe ea. Ea merge, iată, grupul de albine, ești în față, se dau deoparte, este semn bun ăsta, că se dau deoparte și o protejează. Ia să vedem în continuare, se dau deoparte. Iată, câteva au ajuns mai grăbite pe deasupra, parcă spunând, noi știam că nu avem de unde a apărut ea. Cum s-a întâmplat? Încearcă să-și explice acum. Nu au șanse să-și explice. Încearcă, practic, feromonii pe care îi degajă matca, noi, pe care ea, celelalte albine, nu reușesc să recunoască. Este perioada de adaptare acum, în mod normal n-ar accepta-o dacă ar fi avut matcă, ai de mine, de atunci era terminată. Totuși, de data asta sper să reușim. Aș fi făcut manevra aceea de pus în bigudiu în condițiile în care n-aș fi avut șansa asta. Este minunat fenomenul acesta de acceptare. Iată, o hrănesc acum. Deci o și hrănesc. E bine, o curăță, protecția asigură. Cele care merg pe deasupra nu o agață cu gândul de a o sufoca. Deocamdată nu, pentru protecție. Dacă ea intenționează să miște într-o direcție, vom vedea cum se dau deoparte. Ia să vedem. Dacă o simt, imediat s-o întors. Și o hrănesc acum, o curăță, gata, o acceptat-o. Am hotărât. O lăsăm în familie.
Deci ea va prelua comanda, familia acesteia, și lucrurile vor merge cât se poate de bine. Nu știu dacă mamă ori am lăsat undeva, aș vrea să o aduc și pe aceea în familie. Da, a fost tare. Am adus-o deja, mi-a scapă acum. Cred că am adus-o, da. Acum o să strângem familia. Deci acoperim. Așa. Să băgăm în locașul ei. Folosesc folia, asta vreau să spun și chestia asta, pentru că creează efectul de seră. Ori la, în perioada asta am nevoie de căldură foarte multă. Și atunci e și o oglindă, eu mă uit prin folie foarte ușor, nici nu deranjez familia, mă uit acolo, cercetez, îmi dau seama ce și cum. Asta e lucru foarte important. Deasupra pun polistirenul acela și în sfârșit căpăcelele acestea pentru care de fapt vor să fie folosite pentru a acoperi spațiu. Așa. Și acum îl băgăm sus la locul său, în spațiu pe care îl aveam. Îl am în continuare. Și aici matcaș va prelua comanda și va începe activitatea. Iată, în felul ăsta, în rastel, la poziția lui, neapărat în locașul său, acolo, îl împinge și familia. Din clipa în care am dat matca, familia se organizează, o parte din albinuțul să iasă la lespolen, altă parte vor crește puișorii, se ordonează toată activitatea. Deocamdată, fără matcă, erau debusolate, n-aveau comandă. Așa asta ar fi chestia foarte frumoasă, foarte interesantă pe ziua de azi și pe moment, când o să apară lucruri interesante, de fiecare dată o să filmăm și videomanualul pe care îl am în mintea mea începe să prindă contur. Sper că de curând să-l finalizăm. Voi, cei care așteptați informații, vă spun sigur că vor ajunge spre voi cât de curând. Din clipa în care veți vedea și filmulețele acestea puse pe internet, sper să ne ascultați rugămintea aceea de a merge la direcțiile agricole, să-i presați pe cei care sunt acolo puși să vă poată oferi informații, pentru că visul meu este să ajung la fiecare direcție agricolă și acolo cineva să vă facă, să facă multiplicările încât dumneavoastră să le puteți lua de acolo, să vă vină, practic să ajungă profesorul de apicultură la dumneavoastră acasă, la stupina dumneavoastră și să puteți reacționa funcții de problemele care le veți avea la momentul potrivit. Vă mulțumesc! Acum o să strângem de aici și să vedem. Ne mutăm în altă parte, cu altă lucrare. Am vrut să fac, să fac această lucrare pentru că e foarte interesantă și foarte importantă ca familia să poată să fie salvată. Altfel, familia respectivă nu putea să fie salvată în condițiile în care n-aveam o matcă.